bilanțul inundațiilor de până acum. Cel puțin din perspectiva PAID. Este până acum cel mai greu an pentru România din punctul acesta de vedere? Da, din punctul de vedere al inundațiilor, 2014 a fost un an foarte greu. Inundațiile au fost 1 la 20, deci este un eveniment care se repetă statistic o dată la 20 de ani. Din punct de vedere al PAID-ului, da, considerăm că a fost un test foarte important pentru a vedea dacă noi chiar funcționăm în caz de dezastru și răspunsul, după cum ați văzut și dumneavoastră, a fost unul pozitiv. Da, am putut să facem față acestui fenomen și ne pregătim să facem față oricărui fenomen de orice amploare. Spuneați o marjă de acoperire a daunelor în caz de inundații, în caz de cutremur, puteți să ni le spuneți? Nu e vorba de marjă, e vorba de dauna maximă posibilă. În acest moment, dauna maximă posibilă în România pe cutremur ar fi de 442 de milioane de euro, iar pe inundații în jur de 90 de milioane de euro din suma asigurată, care sunt la nivelul portofoliului, evident. Okay. Deci așa se calculează, este calculat la suma asigurată, la agregatul sumei asigurate, care în momentul de față se raportează la aproximativ 1.600.000 de polițe. Dar din întregii țări, ne ținem cont de ce este asigurat și ce nu avem de unde să știm asta. Nu deținem datele necesare să facem asemenea calcule. Noi facem calculele care se referă strict la portofoliul nostru și la expunerea pe care o avem noi în momentul de față. Adică iar cât la sută din locuințe sunt asigurate și cât nu? În momentul de față avem un grad de penetrare de aproape 19% din numărul de locuințe total existente în România. Asigurarea obligatorie acoperă dauna într-un caz de cutremur? Da, în valoare de 20.000 de euro sau 10.000 de euro. Deci astea sunt sumele asigurate. Și într-un caz de cutremur în București, să spunem, unde sunt foarte multe locuințe cu risc seismic 1 și 2 încadrate în gradul seismic 1 și 2, credeți că 20.000 de euro va fi suficient pentru o persoană să-și facă o locuință? În cuantumul sumei de 20.000 de euro este despăgubită dauna produsă, este despăgubirea prin polița obligatorie. Dincolo de 20.000 de euro se poate face o asigurare facultativă care poate fi oricât de mare în funcție de valoarea imobilului. Asigurarea obligatorie se va majora de la anul? Nu avem niciun element care să confirme acest lucru. Dar cine puteți spune despre posibilitatea introducerii unei francize de 10% variantă propusă de ATP Parlamentului? Nici acest lucru nu vi-l pot confirma. Sunt tot felul de scenarii de lucru. Ați solicitat? Nu am solicitat. Noi avem variante de lucru cu ASF-ul. Deci la momentul acesta există tot felul de discuții constructive pentru a vedea cum putem să îmbunătățim activitatea PAID-ului și modalitatea de a face față oricărui tip de eveniment. Societățile de asigurări spun că din cauza firmelor de reasigurare s-ar putea ca polița obligatorie să suporte o majorare la anul. Nu. În nu din cauza negocierile pe care le aveți dumneavoastră cu ei. Nu este din cauza firmelor de reasigurare. Este în funcție de reasigurarea se cumpără în funcție de expunerea pe care compania o are la un moment dat. Deci dacă portofoliul PAID va crește, implicit noi va trebui să cumpărăm mai multă reasigurare. Prețul evident va fi proporțional, ca tare sigur că va crește suma pe care o vom plăti pe reasigurare. Asta este, nu reasigurătorii plătiți din niște venituri, adică din prime. Păi din prime, evident. Rămân tot la 20 de, adică poliția păi, la 20. Rata de reasigurare este undeva tot la 70%. 60-70%. Merge proporțional. Nu neapărat. Există calcule actuariale, calcule de reasigurare, leerele de mai sus sunt mult mai ieftine. Cu cât riscul este mai mare, cu atât prețul este mai mic. În ultimele 3 luni s-a efectuat majorare de capital la PAID? Nu. Pentru că tot ASF spune către Parlament, într-o adresă oficială semnată de domnul Mișu Negritoiu, că nivelul capitalurilor PAID permite subscrierea maximul 1,2 milioane de poliție. Și acum aveți 1,6 milioane. Cred că dumneavoastră v-am dat un răspuns și v-am spus că nu știu nimic despre această adresă. Dacă e un document public.
Nu este public. Dacă e adresa Parlamentului, a devenit public. Ok, nu trebuie să am eu cunoștință de el. În momentul de față, PAID este acoperită pentru a face față. După cum am și demonstrat cu cifre, numărului de asigurări, numărului de polițe pe care îl are acum în portofoliu. Este capital, atunci. Nu. Nu, avem o reasigurare de 500 de milioane cumpărată, de începând cu 15 noiembrie. Deci avem 450 de milioane acum, mai cumpărăm 50, se fac 500 de milioane. Capitalul nu a fost majorat. Și credeți că va fi nevoie de o majorare de capital? Această decizie este o decizie a adunării generale a acționarilor. Nu vă pot confirma sau infirma nicio discuție în acest sens. Nu este... În ce condiții ar putea crește totuși polița obligatorie la anul? Nu, de ce factor depinde? Nu pot în momentul acesta să fac niciun fel de speculație pe tema asta. Nu, sunt tot felul de calcule pe care le facem cu ASF-ul. Ăsta este rolul ASF-ului, să monitorizeze continuu activitatea. Avem un dialog permanent și în cazul în care, știu eu, implementarea cerințelor solvency sau, știu și eu, alte lucruri pe care ASF-le ar putea depista, noi ne vom supune oricum deciziilor pe care ASF le va lua. Suntem o societate de asigurare și ca orice societate de asigurare din România ne vom supune normelor și reglementărilor ASF, oricare vor fi ele. Deci scumpirea ar depinde de ASF? De calculele pe care ASF le-ar face, da. Da, deci e un răspuns cert și sigur. ASF impune normele în materie de asigurări. Dar nu Parlamentul trebuie să decide dacă se poate majora? N-ar trebui schimbată legea? Nu neapărat. Deci legea este clară în momentul de față. Nu știu de existența niciunei discuții între ASF și Parlament. Este posibil să existe linii de discuție deschise. Nu știu la ce nivel. Nu vă pot confirma nimic. Parlamentul a făcut o modificare de lege anul trecut, foarte benefică pentru PAID și pentru piața de asigurări. În momentul de față, nu știu de existența niciunei de discuții începute cu Parlamentul. Pe mine mă mai interesează gradul de acoperire al asigurărilor în momentul de față pe regiuni și zona, adică dacă care e mai mare, care e mai mic procent, mă rog. Ok, atunci vă spun că în București este un grad de penetrare mai mare. În județele dezvoltate, hai să o luăm așa, este mai bine, toate județele economic dezvoltate mai mult au un grad de penetrare mai mare. Din nefericire, zonele mai sărace au un grad de penetrare mai mic. Aveți harta pe care v-am prezentat-o, este foarte greu să țin minte, În sudul țării, în nordul țării, în centru, unde sunt? Media este de 18,97%, Bucureștiul are un grad de penetrare de peste 35% și Timișul undeva la 30%. Deci asta vă pot spune cu siguranță. Deci zonele dezvoltate, probabil unde există o înțelegere, o conștientizare a importanței acestui tip de asigurare, au o penetrare mult mai bună. Înseamnă că trebuie să facem eforturi să mediatizăm foarte mult acest produs de asigurare, să facem ca oamenii să cunoască și obligațiile, dar și drepturile care decurg dintr-un asemenea contract. Cum ar putea fi acești oameni protejați în cazul unui dezastru? Dovada că în această vară mulți cetățeni au fost protejați prin acest tip de asigurare și au fost mulțumiți că după un dezastru, după ce casa le-a fost luată de ape, au primit sumele corespunzătoare de la PAID. În județul Vâlcea s-a spus că aproape toate localitățile, cu excepția 3 din tot județul, au fost afectate de inundații. Care a fost situația asigurărilor acolo? Nu știu să vă spun în momentul de față. Cu siguranță, probabil se situează tot în zona de 18-19% grad de penetrare în Vâlcea. E o situație punctuală. Avem o problemă atunci cu instituțiile statului care nu-și asigură clădirile? Noi nu asigurăm decât nu instituții publice, nu asigurăm instituții publice, noi asigurăm numai locuințe. De ce credeți că statul nu amendează cetățenii pentru... Este foarte greu de spus. Aici este o discuție pe care am am ridicat întotdeauna această problemă. Nu este de competența noastră decât să atragem atenția autorităților locale despre importanța acestui tip de asigurare, despre posibilitatea de a lua de pe umerii lor povara
bugetară a unui eveniment de asemenea anvergură. Dacă autoritățile publice înțeleg sau nu înțeleg, locale în mod special, înțeleg sau nu înțeleg că ar putea să le fie foarte util ca cetățenii să fie asigurați, este un lucru pe care noi nu putem să-l știm și nici să-l determinăm cumva. Singurul lucru pe care îl putem face este să atragem continuu atenția că ar fi bine ca autoritățile locale să se implice foarte mult în această inițiativă. De fapt, și zile sunt de un an de zile. Au fost progrese? Cât o să fie din suma asigurată? N-am spus, eu nu... Nu, în ce am fost citată? În Hot News, în iulie 2014... Îmi pare foarte rău, n-am fost citată eu. A preluat de la... Uite, întrebați-l pe domnul Bușcu de unde a preluat. Nu am... Eu nu am declarat niciodată așa ceva. Da, anumite produse de asigurare au introdus o franciză și sigur e o măsură bună și pozitivă în industria asigurărilor, dar nu confirm că în momentul de față există Eu vă întreb la nivelul PAI, care vinde o singură poliță, PAT, e bună sau nu franciză? Orice franciză este bună. Deci orice franciză duce la o creștere a reasigurării, gradului de reasigurări, de reasigurare și a scăderii costurilor cu reasigurare. Este foarte normal, nu pot să spun că nu este bună, dar în situația PAIT nu s-a discutat încă, nu s-a luat o decizie la nivelul ASF referitor la acest lucru. În orice caz, noi nu suntem conștienți că nu am fost avertizați sau încunoștințați că aceste decizii au fost luate.